Să viu rămân în dreptul celui ce mă cheia. Aleluia! Cobor în odriță la cel ce știe să înconjoare al dar. Și cobor măsură de putere peste măsură de putere. Și-l leg de ce. Și-l veșmântez cu straie de ocrotire. Ferice de cel ce folosește odăița, când scurtă vreme se va cunoaște deosebirea între el și cel ce își pierde timpul în lucruri de nimic. În scurtă vreme se va cunoaște deosebirea între cel ce poposește asupra Scripturii și se hrănește și între cel ce își umple mintea cu gunoi. Pentru că iată ce vede ochiul meu. Peste puțină vreme se va ajunge într-o măsurătoare a lațurilor așezate cu mare divăcie. Lațul vânător și vai, mulți vor ajunge victime. Ai milă, Iisuse, de noi! Că vor ajunge să se teamă de legile ce se impun și vor fi prinși în lațul fricii. Și nu vor mai avea puterea să facă pași prin credință și nici să rămână în măsurătoare ascultări. Dar pentru cel ce astăzi prețuiește odăița și poposește în dreptul cuvântului, am să-i cresc aripi de zbor. Și voi trece peste lațul vânătorului, nu-i va fi prinsă ființa, nu se va cheme de ceea ce îi se va impune. Și folosind aripile credinței, va putea să facă salturi peste lațurile puse de urechirea vrăjmașii. Și lațul păsărarului, pentru cel ce are zborul credinței, nu poate să-l prindă, nici nu poate să se așeze. De aceea, fiți oameni înțelepți și duceți această veste mai departe. E vremea în care pe ai mei îi caut în odăiță. Ca să-i îmbrac puterea. Ca să cobor peste ei straie, veșmiche de protecție. Ca să le cresc credința și încrederea în mine. Și vor rămâne ai mei pentru toate vremurile. Chiar și atunci când cei prinși în lațul vânătorului vor ajunge să se lapede. Ai mei. Vor fi numărați între fiii izbăvirii, că am să-mi arate îndurarea într-o măsură dublată, zice Domnul.